Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Rac pentru perioada 1-15 iunie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Rac în această perioadă. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Rac? Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Rac? Perioada 1-15 iunie. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Rac? În perioada 1-15 iunie 2024. Și avem regele de spade, 4 de bâte și marea preoteasă. Intuiție. Intuiția dumneavoastră este foarte importantă. Wow, și marele preot. Înseamnă că se întâmplă anumite lucruri foarte importante pentru dumneavoastră. Aici cu marele preot posibil să aveți de-a face cu zodia Taur, gemeni, balanță, vărsător pentru unii, da? Se clarifică o situație, se rezolvă o situație, semnați acte, documente, vă căsătoriți. Este ceva care va duce bucurie, va duce împlinire, va duce stabilitate, contracte pe care le semnați și sunt de bun augur. Intuiția dumneavoastră este foarte bună în această perioadă. Aveți o intuiție foarte dezvoltată, marele preot, marea preoteasă. Da? E vorba aici de o situație foarte, ceva, v-ați ruga foarte mult unii dintre voi să se clarifice o situație în legătură cu casa, cu familia, o sărbătoare care are un rol foarte important pentru dumneavoastră, la o zi de sărbătoare, da? Sau un eveniment, o stabilitate mult mai mare, parcă există o conexiune așa cu divinitatea, este ceva prins acolo, sunteți foarte prinși. Parcă vi se adeverește o situație neclară, parcă se clarifică, se rezolvă unele situații care v-ați tot învârtit, da? V-ați tot a fost aici ceva care v-a îngreunat la un moment dat pe unii dintre voi și acum parcă vine așa ca o justiție divină, vi se face dreptate într-o situație neclară, aflați secrete, aflați niște lucruri poate din casă, din familie, da? Lucruri care nu le știați, este ceva care a fost ascuns și acum se clarifică, se rezolvă, se află. Da, foarte interesant, dar vi se face și dreptate divină, da? Credință, multă credință. Unii dintre voi v-ați rugat foarte mult, v-ați apropiat foarte mult de Dumnezeu. V-ați dori să vi se arate un adevăr sau să iasă la suprafață ceva ascuns. Simțeați că este ceva ascuns și va ieși acest lucru la suprafață. Ia să vedem despre ce este vorba. Wow, împărăteasa, foarte interesant. Numai arcane majore, lucruri care se întâmplă importante în viața dumneavoastră, care vă aduc stabilitate, siguranță, posibil să aveți de-a face cu zodia Taur, da? Din nou Taur, zodia Balanță. Foarte interesant, vă găsiți puterea să depășiți anumite situații, parcă vă străluciți de-a dreptul, parcă vă reveniți financiar, spiritual, o mamă, da, care are un rol important, poate deveniți părinți, da, unii dintre voi în această perioadă. O căsătorie, contracte, colaborări, lucruri foarte intense. Se întâmplă lucruri care vă schimbă complet cursul vieții. Pentru unii, da, este ceva care e ca o binecuvântare pentru voi. Ați așteptat, poate unii dintre voi ați așteptat de foarte mult timp, da, să se întâmple, să deveniți stabil, să deveniți sigur, să aveți pace de liniște, să aveți parte de liniște, de pace, de armonie.
foarte frumos, o energie foarte intensă aici care vă, parcă vă scoate în față așa. E ceva care vă scoate în față, ia uitați, luna, da? Secrete ascunse în unele situații, aflați de ceva ascuns, nu știți lucruri. O femeie joacă un rol destul de important, femeile în general, da? Este ceva care nu știați concret, nu știați despre ce este vorba, ați tot mers așa pe drumuri neclare și neștiute, dar acum vi se face lumină și vedeți clar despre ce este vorba și de ce ați mers pe acele cărări nevăzute, da? Neștiute, drumuri care v-au tot încurcat sau persoane, da? Sau lucruri care s-au făcut pe ascuns, da? Și dumneavoastră acum aflați despre aceste lucruri ascunse în unele situații, da? Poate, posibil, există o a treia energie în unele situații, nu este valabil pentru toată lumea, și aflați despre acest lucru în această perioadă, că partenerul, partenera, da, mai are pe cineva în viața lui sau a ei, da? Este vorba poate și despre o căsătorie, da, aici, care cineva face lucrurile pe ascuns în unele situații. Nu este valabil pentru toată lumea, bineînțeles, acest mesaj. Da, valetul de monede, de spade, pardon, căutați informații, căutați rezolvări, căutați răspunsuri, da? Parcă spionați pe cineva sau cineva vă spionează, da? Deci nu lăsați lucrurile așa, dumneavoastră căutați, da? În secret căutați să aflați aceste lucruri, poate. Sau cineva în secret, da? Vă urmărește și vă spionează, da? Stârniți curiozitatea cuiva. Sau dumneavoastră, da? Vi se pare curios ce face o anumită persoană. Aici cu diavolul, da? Cineva manipulează o situație, da? Parcă este o luptă așa între bine și rău aici. Posibil să aveți de-a face cu zodia Capricorn, este cineva care manipulează o situație, o relație, cineva care nu are intenții prea bune, da? Sau poate este o atracție mult prea mare între dumneavoastră și o persoană sau ceva care este așa toxic, o relație toxică în unele situații, da? Și nu mai mergeau așa cum vă doreați. Parcă această persoană devine mai misterioasă, mai secretoasă, da? Parcă e o persoană și egoistă în același timp, da? Se gândește doar la el, la ea și vă dă de gândit de ce și-a schimbat comportamentul această persoană, da? Sau clarificați o situație în care a stat manipulați o perioadă de timp, poate să fie vorba de cineva din casa dumneavoastră, din familie, da? Sunt legături strânse aici, sunt legături și importante, persoane importante din viața dumneavoastră, situații importante, roluri importante, da? Poate postul, da, pe care îl ocupați dumneavoastră, cineva, da, stârniți cumva invidia, da, pentru că sunteți avansați, da, unii dintre voi. Deși ați depus mult efort acolo, da, ați muncit foarte mult, sunteți loiali, sunteți credincioși, da, sunteți, vă faceți treaba foarte bine, sunt persoane care nu le convine acest lucru, da? Nu le convine că dumneavoastră ocupați acel post sau că sunteți bine în viața personală sau că sunteți bine cu partenerul, partenera, da? Cineva este curios și cumva manipulează, da? Ia uitați din nou această curiozitate care apare, dar apare și un nou început, da? Asul de monede. Pentru unii dintre voi, da, posibil să vă căsătoriți în această perioadă, să se întâmple un eveniment frumos, seara, da, este ceva în această perioadă care vă bucură, vă încântă, este ceva stabil, poate, da, cum am și zis, posibil să fie vorba și despre un copil, da, este ceva palpabil, sigur, stabil. O nouă ofertă pe care o primiți, un nou post, da, la locul de muncă, niște bani pe care îi primiți, este ceva stabil, sigur, da? Foarte interesantă etalarea voastră. Da, și trebuie să faceți un drum, 6 de spade, da? Faceți un drum, faceți o călătorie, o deplasare, da? Poate și 4 de bâte vorbește tot despre deplasare, despre o călătorie pe care o faceți la o zi de sărbătoare pentru un eveniment important. Poate la locul de muncă, da? Necesită deplasări. Poate plecați în luna de miere unii dintre voi sau poate doar mental, da? Plecați mental, vreți să ieșiți dintr-o situație de a vă face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Poate aveți în gând, da, o plecare, dar
este momentan, nu este fizic, da? Doar vă plănuiți pentru unii dintre voi să plecați într-o călătorie. Foarte interesant și foarte mult mister aici, pot să spun, în etalarea voastră, lucruri care se află parcă așa, dar aflați niște lucruri despre poate anumite persoane din jurul vostru, poate nu este neapărat despre voi personal. Poate aflați mai multe lucruri pe care nu vi s-au spus până acum. Multe secrete care se vor dezvălui în această perioadă. Multe informații pe care o veți primi. Foarte interesant. Sper să fi rezonat cu acest mesaj. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.